APIA a dat startul plăților în avans pentru campania 2022. În județul Hunedoara vor beneficia de acest tip de sprijin financiar în avans peste 350 de fermieri care au depus cereri unice de plată în anul 2022 și își desfășoară activitatea în zootehnie, legumicultură, pomicultură sau în alte ramuri ale agriculturii hunedorene, inclusiv agricultura ecologică. Aceștia își vor putea achiziționa produsele sau utilajele de care au nevoie pentru întreținerea sau extinderea culturilor, dar și pentru acoperirea unor cheltuieli efectuate în acest an. Campania de plăți în avans se va derula până în data de 30 noiembrie a acestui an. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, urmând să finanțeze fermierii din România cu o sumă de peste 1 miliard de euro.